președinte în timpul alegerilor, poate candida independent. Aici o să ne întoarcem la momentul cu Ion Iliescu, nu doamna Stoica, pentru că atunci s-a spus, e voie. E cumva un independent pe listele partidului președintele în funcție și s-a tot motivat și răzmotivat cu interpretare excesivă dacă zici că n-are voie, nu? Că nu înseamnă că dacă vine să candideze pe listele partidului, e automat asimilat acelui partid. E o elecție să spui că ai un independent pe lista unui partid. Ori ești independent și îți faci treaba singur și îți aduni voturi pe persoană fizică, pe numele tău, Klaus Iohannis, care cred că nu adună voturi nici pentru asociație de proprietari în momentul de față. Nu pot să cred așa ceva. Și apoi să intri într-un partid, să faci parte dintr-o echipă. Dar vă spun sincer că eu m-aș fi așteptat ca PSD-ul, care a avut mai mulți premieri numiți de domnul Iohannis decât a numit domnul Iliescu, să fie mult mai recunoscător. Dar inepția este într-adevăr Klaus Iohannis, care aici sunt de acord cu colegii de la PSD, 10 ani de zile nu a făcut absolut nimic decât se plimbe pe banii românilor, dar la urma urmei domnul Ciolacu e cel care i-a mai suplimentat ultimele luni de excursii luxoase, pentru că i-a suplimentat bugetul la firanul anului trecut, că rămăsese fără. Și este, dacă un om vrea să candideze, bineînțeles să candideze. Dar un om ca domnul Iohannis își dorește tot. Deci dânsul vrea să fie și președinte, da? Vrea să fie și candidat, da? Dacă s-ar putea, nu știu, să fie toate funcțiile posibile. După ce ne-a amețit cu aceste funcții mărețe, secretar la NATO, mare comisar european, a rămas cu așa, ceva mai românesc, mai autentic. Și vreau să vă spun că în Parlament... Poate un plan ceva mai amplu, poate nu e atât de simplu și de... Se poate, dar nu cred că e corect față de români. După toată bătaia asta de joc, mie în primul rând mi se pare că îi pune pe colegii de la PNL într-o situație absolut jenantă. Dacă nici măcar nu vrea să candideze, că văd că există dubii asupra intenției de a candida, i-a pus să inițieze o lege pentru un singur om, că haide să nu... Ca să fie fără, așa, suntem toți proști. Ce zici de scenariu?